Salutare la toți, cu voi Sergiu și astăzi noi să decorăm casa pe din afară și înăuntru și interiorul o să-l facem și ne-a rămas tot ce decorăm noi, ne-a rămas în mare parte 90% de la casa trecută. Da, de la apartament. Și e destul da, pentru anul acesta. Da, era afară și tot afară să le punem și că mă gândesc cum să le punem. Sau să le avem de acolo așa, știi, în lung. Sau cumva pe împrejurul ușii, dar dacă facem pe ușă, n-ați deschidă ușa, că aici vezi cum e. Da. Nu vrem să găurim fasada. Dar dacă facem doar așa pe împărți. Sau așa spate, că așa pe împărți nu o să fie. Da, tot e frumos. Spate, da, și așa. Cu ușa să facem. Tăticu, o să fac afară, așa cum este, diuducu, friguț, da. Dar eu o să mă duc în casă. Să fac mai multe elemente. Dacă ai nevoie de ajutor, o să-mi spui, da? Ok. Succes! Mulțumesc și ție! Mulțumesc! Cât Sergiu face afară decorațiunile, îmi fac și eu repijorul mâncăric, că e la ora 3 și ceva, trebuie să plece. Alex, sâmbătă și duminică, are alte ore, un fel de ore teatrale, cu arta vorbirii. Mie, după cum vedeți, încă nu-mi trece vocea. Mi-este foarte greu să vorbesc. De asta nu o să vorbesc astăzi foarte mult. Așa cum știți, bradul deja la noi este făcut. L-am făcut pe canalul lui Alex. Dacă observați, eu nu sunt murdară, dar sunt machiată. În fiecare dimineață când ne trezim, Ariana întâi mă machiază și pe urmă începem rutina noastră de dimineață. Am luat o trusă de machiaj și până n-o să o cheltuie toată, o să fim machiate zi de zi și ea și eu. Și nu pot să mă șterg, că pe urmă iar mă machiază, așa că mai bine stau toată ziua așa, dar sigur că nu ies așa afară, în oraș. Haideți să vedem ce face totuși Sergiu, ce au reușit până acum să facă. O să vă arăt puțin brăduțul nostru, uite așa. Noi avem încă puțin dezastru, uitați-vă aici. Copiii s-au jucat. Sergiu muncește. Ceva a inventat, el a făcut ceva. Hai să ieșim afară să vedem totuși ce a reușit să facă. Tăticu! Hello. Ceva ai făcut tot, știu, da? Da, da. Ceva a inventat, așa și am spus că ceva Sergiu o să fac. Eu am vrut foarte mult să fie, adică să fie decorat intrarea, că este foarte frumos. Mulțumesc. Foarte frumos chiar. Ești foarte bravo. Uitați-vă și aici țurțurii. Seara când o să fie târziu o să aprindem și o să vă arătăm. Eu o să decorez și ușa. Eu încă n-am făcut nimic, fac mâncare. Trebuie să mâncați, tăticu, nu? Da. Mai fac și eu puțin, mai lămuresc prin casă și pe urmă când o să fie tot pus la loc, atunci încep eu a decora. Lui Vișlu Cosmos să-i punem câte ghirleandă, ceva. Să mă frigi. Ei, Sergiu, să nu să reușească să-mi duc la școală de asta. Alex a păpat. Seara am mâncat colțunaș cu cartofi și au rămas. Și mie îmi place a doua zi când îi prăjesc pe tigai și am mâncat prăjiți cu Alex. Și de asta Alex nu mănâncă. El deja când a să vină o să mănânce. Am pornit să fac și parcă nu mai reușesc nimic. Am făcut și generală, fac, adică generală. Eu că aici mi-am lămurit tot. Era un pic dezastru. Mi-am aranjat tot aici, tot frumușel la loc. Sergiu, ce am aranjat tot, să fie curat. Spălat și podeaua. Aici ce se face? Astea toate trebuie de pus la loc. Bradul trebuie de făcut. Poate să fost singurii că reușesc mai multe, dar așa... Ariana își face, își curăță dinții, nu mai știu ce face acolo. Ce face, Ariana? Ia privițul. Și-a făcut machiajul. Ce-ai făcut? Ce-ai spălat? Mami, numai ce-a făcut curat aici. Ia că poftim. Făcut, spălat dinții vreo jumătate de oră. Ia dă să văd cum te-ai machiat ochii. Și dinții ți-ai spălat, dar ochii super. Uitați-vă ce frunzuliți frumoase. Așa mi-a plăcut pernuțele astea. Adică ele sunt așa un fel de toamnă, iarnă. Foarte frumoasă și acolo cred că sus am spun decorul și aici am spun decorul. Cred că fotolista colț ceala o să margă. Am finisat acolo și vreau să fac ușa, dacă țineți minte, cum făceam și dățile trecute cu un fiong roșu în afară
Și nu într-o așa, știți cum, lentuța asta o mai am. Poate să vină și Alex să mă ajute. Dați vă arăt, Ariana, ce face. I-am dat să deseneze câte ceva. Ce deseni, mami? Ce? Căluț. Căluțul, da? Pe căluț mare. Aha, am înțeles, brav. Fă mai departe, de bine? Așa, sunt mare. Super, foarte bine. Uite mare. Ce e acolo? Pe mare căluțul. Căluțul mare, bine. Sper să mai stai vreo jumătate de oră acolo. Că dacă spărnește, uitați-vă, eu aici am făcut bradul frumos. A aranjat ea pe jos. Am spus că bradul nu o să-l mai deranjez, să-l fac frumos. Oricum jos copiii îl mai ornamentează ei, cum știu. Mai mult este sărbătoarea pentru ei, așa că îi las să se bucur, să fac ce vor din brad, numai să nu-l dărâme, să-l ornamenteze, să-l decoreze cum vor ei. Casa e pe mine. Am pus aici un fel de luminițe, îmi plac foarte mult. O să vă arăt la sfârșit cum arată. Paturi, așa un fel de păturiele. A, erau și roșii, dar m-am gândit că roșu nu prea o să potrivească la interierul nostru. Și e ca așa pernuțele acestea mi-au plăcut foarte mult. La fiecare canapea am luat câte trei. Iată, așa am să le pun. Cam așa arată. Aici luminile încă n-au venit. Trebuie să fac ceva cu ele, că este cablu și nu-i frumos. Cine a apărut? Oh, no! Unde ați fost? Tăticu! Wow, pizza, bravo! Au venit flăcăi să ne hrănească. Puțin mai greu să închide, dar se închide. Nu ți-am încurcat acolo la sistemă, ca aia cu și ceva, nu, da? Mă gândeam că să nu încurc. Au venit păpii ca să mâncăm, da? Da. E plăcut, nu? Când vii acasă. Era o leacă la noi, într-adevăr. Aici era multe lucruri care trebuiau puse la loc. Liber acolo, nu ai nimic. Trebuie să punem acesta și acestea sus, trebuie să... Mai am puțin, la noi tot e tot curat. Am ieșit și afară. Asta o să facem pe geam. Geamurile! Vite voastre! Nu la mașină, la odăile voastre! La casă, la casă! Așa aici căsuța noastră. Mămica, ține să aprind luminițele. Așa. Stați acolo, uitați-vă! Ai numărat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Super! Ce de frumos! Foarte frumos! Vă place? Da! Lana, o să mai luăm luminiță și o să facem așa toată casa. Și la ferestrele astea și prin părți. Super! Alan, poate să îngrădim și gazonul. Da. Ce-ți facem? Gazonul, ceva spunem, poate. A, în gazon? Sunt în gazon, da. A, dar până noi și la Cosmos căzut am decorat-o. Da? Da. Țineți. Hai, eu mă duc să... Cu impreză? Hai. I-am pus aici Christmas. Christmas? Christmas. Da, și luminit! Cosmos! Acum să-i dăm drumul să alerge puțin. Acum și Cosmos. Să facem căsuță. Ariana! Căsuță? Da, o căsuță pentru că l-a început aici. Ariana! Ariana, Ariana, urechile afară. Pune urechile în căciulă. Fugă, fugă, fugă! Pune gelaj, trenut și lumânări și stea. Oho. Eu stea. Stea vrei? Multe. Foarte mult și sunt și mărunte. Să facem aici jos, hai să facem steaua, da, Alex? Da. Deci ne spunem pijama. Ce pe faci pe tu acolo? Se pui mâna, se pui mâna așa. Hai să facem repede că e frig, mamă. Foarte. Seara e frig afară. Eu țin. Poftim, Ariana, ceas. Dar Ariana n-a spus, Alex. Ariana, dar nu-i spus apăsa. Miro? Ține, Ariana. Așa, hai scoate-o. 1, 2, 3. Yeeey! S-a primit! Da! Frumos! Poți apăsa tu. Ia ca așa. Bine?
Așa. Hai, mama, ține. Hai împreună cu mama, vrei? Vrei mama să te ajute? Da. Hai împreună, hai, ține mâna. 2, 3. Bravo! Așa acum, Alex, hai. Da, stai, stai. Mama, te stai, întinde-ți așa bine. Așa. Ține bine, Răm. Hai, departe. Gata, gata. Nu, Alex, Alex. Gata, gata, Alex. Și zăpadă. 2. 3. Oh, super! Super! Au trecut deja 2 ore jumate. Ne-am terminat tot. Cristina a făcut și în casă. Da, am rămas doar spăl, așa că... Obositor, rămas doar podeaua și speli. Așa că după podeaua să fiu cu tot obosit și cu tot ce fulise. Sticul și să te odihnești. Da. Hai să începem cu... Camera noastră. Camera noastră, da, am făcut, uite, așa, camera. Dacă spun cinstit, mi-a părut că am luat multe decorațiuni, dar ele au tras puțini. Lanul o să luăm mai mult, da. După apartamentul, în apartamentul a fost eu bogat. Eu am cumpărat. Dar da. Și dacă e mare, așa la pătucul nostru am pus v-am niște... V-am spus că îmi plac foarte mult permuțul, nu știu, tipuței, mi-a plăcut frunza. Frunza? Așa e un fel de... Ce am mai adăugat aici, niște Alex, papucei. Alex, eu a, le-am Alex făcut, făcut altfel, ei au făcut și am lăsat așa, am spus că nu mai mișc nimic, că mâine iar o să le schimbi la loc. Am pus și pe perete, așa cum nu ne-au venit încă braurile, am pus și pe perete... unde scaburile, vedeți, adică am pus așa tot fulgi, sticluțe, așa foarte interesante, cu brăduți înăuntru, care se aprind, și acolo și aici, nu știu, cu lumina stinsă, dacă ați vadă. Ah, uite, așa arată, super. Așa, să vă arăt cu lumina stinsă cum arată casa. Aici avem tot așa o lumnărică. Aici avem tot așa un brăduț, interesant, trei brăduți, da, cu luminețe înăuntru. Face foarte mult, nu se revede așa de bine în cameră. Acum am prins lumina și parcă mai frumos arată. Pături așa, sau cum se numesc, cu tot așa fulgi, pernuțe cu sclipici, dar sclipici de asta care nu se ia, știți, pe haine. Și în partea asta la fel, canapeaua și am adus și scaunul aici. Așa cum am lipit canapele la perete, adică aici am pus bradul și aici am pus și scaunul acesta, că e foarte comod să ne uităm la televizor. Copiii aici la noi au adormit, vreau să vă arăt și camera aici acum, e făcut brăduțe la ei. Așa, și aici un trenuț, adică șucării. Tot pe din afară am făcut. La bucătărie aici am făcut... tot niște țurțuri de gheață și lumânări, da, să văd, așa niște lumânări și în partea asta la fel, țurțuri și niște mângerași. Astea sunt foarte super că ele spală foarte ușor, dar ele țin mult timp. Christmas, da? Da, gutui care le cumpărați lumânări. Da, am luat azi niște gutui. Avem în casă de gutui, da, deci miroase frumos și le-am pus așa. Așa le-am văzut și mi s-a făcut poftă de vătoi, știi? Și am vrut aici undeva să fac ceva. A, da, și aici am zis să punem ceva. Viitor, planul. Pe viitor putem să facem un fel de țurțuri, să fii, știi? Cu lumină, da, cum curge așa pe nas. Da. Aici și masa noastră, foarte super. Frumoasă. Trebuie și la lustră ceva, că nu știu ce. Trebuie ceva de decorat. Niște... Da, ceva, cam nu ghirlea, de ceva așa. Lumânările astea sunt pe baterie și are 3 baterii mari, adică el trebuie să ardă vreo jumătate de an cu bateriile astea, dar le-am pus doar ca decor. Când o să stăm la masă, o să aprindem lumânări adevărate, pentru că e mult mai plăcut când... Dacă stai la masă, dacă îl lăși pe noapte, este periculos și de asta păi e... Păi nu, da. Pe noapte mai bine lăsăm așa, că stâng lumina da, și... Da, da, da. Da, e foarte super. Și la Ariana să arătăm decorul. Da, la adânsă de bufniță aici. I-am făcut o babă de zăpadă. Babă de zăpadă, da. Și acolo de cer. Cer, da, super. Așa cum acest sit de asta m-am făcut la copii. Și ne întoarcem în salon. Cam asta. Și am pus și acolo și la mulți ani. Asta le-am avut. La mulți ani. Tot ce am avut. Practic, vreo 70% am avut din tot. Puneți un like ușor dacă v-a plăcut acest video și cum am decorat noi căsuța noastră.
De asemenea, așteptăm în comentarii ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, poate ne mai dați câte o idee. Poate mai reușim până la anul, o să mai facem câte ceva. Eu cred că totuși o să mai găsesc câteva elemente să mai pun. Și tot la copacelul ăsta o să transmitem și mesajul de anul nou. Să facem o adresare de anul nou. De asemenea, scrieți în comentarii dacă ați decorat deja brăduțul voi sau încă nu. Cu voi ca întotdeauna a fost familia Portnoi, sărbători fericite.